De asemenea, despre Laidunis a spus că a fost în tratative și cu multipla campioană a Azerbaidjanului Karabag. În cele din urmă însă nu s-a concretizat transferul său. Etape, Mihai Teja eliminat la meciul cu Dinamo, a fost suspendat pentru două etape și astfel astăzi la meciul împotriva Chindiei și etapa de secvențe ale acestei partide. Voluntarul deocamdată nu a reușit să lege mai nimic, poate acum Căpățână cu o pasă excelentă pentru Ion Gheorghe, Ion Gheorghe, Ion Gheorghe, gol! Faza pleacă de la Gorobsov, excelentă, excelentă această lansare a lui Căpățână pentru Ion Gheorghe. Încă o dată, capitanul voluntarului Căpățână găsește o pasă minunată pentru Ion Gheorghe și lui Viorel Moldovan. Ia să vedem! Gol! Ioniță! Pur singurel, eroare uluitoare, eroare imensă în defensiva voluntarului. Pic este cel care bate corner. Bun stopul, din nou Gorobsov. O minge pentru același Pașcanu, Pașcanu! Respinge din lui Moldovan și gol! Prefigurează o victorie cu 2-1. Remiza vine însă Cătălin Țâră de pe bancă și marchează golul victoriei. Se termină meciul, doamnelor și domnilor.